Marele praznic al botezului Domnului, anunțat astăzi de clopotele bisericilor din toată țara, una dintre cele mai mari sărbători creștine a fost marcată așa cum se cuvine la Stâna de Vale. În stațiunea din inima apusenilor este deja o tradiție ca de bobotează apele izvorului minunilor care țâșnesc chiar în mijlocul stațiunii montane să fie sfințite astfel încât să rămână proaspete vreme îndelungată. Doamne, închidarea trăimii sare ta. Să nu uităm niciodată că tot ce a făcut Mântuitorul Hristos a făcut pentru noi. Cel ce în Iordan de la Ioan a primit a se boteza pentru noi și pentru mântuirea noastră. Iubiți credincioși, veți trece să sărutați icoana botezului Mântuitorului și veți fi stropiți cu aghiasmă, sărutând în același timp și Sfânta Cruce. Într-un mult și fericiți ani! Turiștii și localnici au venit să se bucure de binefacerile apei sfințite. Un sobor de 6 preoți în frunte cu Serafim Pop, starețul mănăstirii Stâna de Vale, a binecuvântat apele celui mai renumit izvor din Apuseni și s-a rugat pentru sănătatea celor care vor bea apă din el. Părintele Serafim Pop, starețul mănăstirii Stâna de Vale, a explicat însemnătatea acestei sărbători și a vorbit despre miraculoasele proprietăți ale apei sfințite la Bobotează, precum și despre calitățile ieșite din comun ale apei izvorul minunilor, care ei s-a dus vestea în toată țara și peste hotare. Împreună cu preoții care au venit din sate și din orașele de la poalele muntelui, am săvârșit cu ajutorul lui Dumnezeu și prin milostivirea lui aghiasma, sfințirea apei mari, a aghiasmei. Și suntem bucuroși că și credem lucrul acesta, că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea și Duhul Sfânt a venit și a sfințit firea apelor, ca prin luarea ei sufletele noastre și viața noastră să se sfințească și în felul acesta să ne fie mai ușor de a răzbi peste toate problemele și încercările care le avem în această viață. La slujbă au asistat și turiștii care au ales să-și petreacă sărbătorile în stațiunea Stâna de Vale. De-a lungul timpului s-au țesut diferite legende în jurul izvorului minunilor, care au încântat zeci de generații. Una dintre ele spune că izvorul cu ape miraculoase s-a născut dintr-o mare iubire, între o fată de împărat din țara Ghețarilor și un fecior de crai din țara Focului. Și atunci când ceva se naște din dragoste, orice miracol este posibil.